Somnul este un pilon esențial al sănătății, calitatea acestuia având un impact important asupra funcțiilor metabolice de bază. Un somn bun nu înseamnă doar să te culci de vreme, ci să te trezești la ora potrivită. Iată cum să calculezi ora exactă la care trebuie să mergi la culcare conform științei. Ciclul circadian, ceasul natural al organismului, este cel care controlează tiparele de somn. Acest termen se referă la schimbările fiziologice pe care le simțim atunci când suntem mai activi sau mai somnoroși. Organismul eliberează hormoni care te trezesc ca răspuns la lumina soarelui. În mod similar, în timpul zilei se eliberează alte substanțe chimice care ne fac să ne simțim mai obosiți și provoacă depresia postprandială, adică starea de somnolență care se instalează după masa de prânz. Un medic de la Universitatea Stanford a dezvăluit, potrivit The Sun, care ar putea fi cel mai bun moment pentru a merge la culcare. El crede că cheia este să controlăm momentul în care avem prima cădere de somn din timpul zilei. Potrivit acestuia, ar trebui să ne notăm momentul în care are loc scăderea energiei, urmând ca în baza acestuia să ne putem da seama care este momentul potrivit pentru a merge la culcare. Așadar, conform teoriei sale, dacă începem să ne simțim obosiți în jurul orei 3 după amiaza, momentul ideal pentru a merge la culcare ar fi între 9 și 10 seara. Dar ține cont de faptul că acest lucru poate varia și că nu ne putem schimba cronotipul, relatează playtech.ro.